Pe lângă cetățeni, la discuțiile din cadrul agorelor vor participa autorități publice, organizații non-guvernamentale, furnizori de soluții de gestionare a deșeurilor, institute de cercetare și centre educaționale. Platforma online va facilita schimbul de idei la nivel internațional și va fi conectată cu acțiunile locale din cele 8 orașe pilot din Europa printre care și București. Recomandările și soluțiile care vor fi dezvoltate alături de cetățeni vor putea fi replicate și în alte orașe. Unul dintre rezultatele finale ale proiectului va fi un set de instrumente care să stea la baza unui proces decizional participativ, bazat pe cercetări științifice și a elaborării unui plan de prevenire și gestionare a deșeurilor. Acest set va putea fi utilizat de orice autoritate publică din Europa.